Modificarea peste noapte a legislației a adus oamenii în stradă la vecinii sârbi. Guvernul a decis să permită exploatarea resurselor naturale și de către companii din străinătate. Oamenii au luat foc la propriu, iar activiștii de mediu susțin că astfel se deschid porțile unei poluări fără precedent în statul balcanic. Sute de manifestanți au luat parte la protestele antiguvernamentale din Belgrad. Demonstranții au blocat timp de o oră principalul pod peste Dunăre și mai multe străzi ale capitalei. Manifestația, considerată ilegală de autorități, a determinat intervenția forțelor de ordine. Tensiunile populare au izbucnit la scurt timp după ce guvernul a decis să permită accesul companiilor miniere străine pe piața locală. O companie anglo-australiană și una din China au demarat deja achiziția de terenuri cu potențial și așteaptă doar undă verde din partea executivului pentru a demara exploatarea resurselor. Protestul localnicilor a îmbrăcat pe alocuri forme violente. Legea minelor nu este singura care a suferit modificări și textele de lege cu privire la expropriere au fost schimbate. Protestatarii susțin că guvernul a modificat regulile jocului exclusiv în favoarea marilor investitori. Ja sam ovdje došao da zaustavim nešto što je dugo traje i što je prevršilo meru pre što je juče izglasan zakon o eksproprijaciji i o referendumu. A zakon o ekspropriaciji podrazumeva da može da vam uzme očevinu, dedovinu u roku od 8 dana. A ovdje sam zato što volim ovo ovdje i zato što volim ovu zemlju, jer jedino nju imam. Proteste au avut loc și în alte orașe din Serbia. La fel ca în Belgrad, manifestanții au blocat principalele artere rutiere.